Este ședință de guvern. Am fost numit prin hotărâre de guvern la propunerea ministrului de interne. Voi fi demis prin hotărâre de guvern tot la propunerea ministrului de interne. Subliniez, am ocupat o funcție temporar vacantă, am fost suspendat de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș. Aștept hotărârea de guvern și publicarea ei în Monitor Oficial. Mi se pare un lucru normal, eu fiind reprezentantul Guvernului Ungureanu în teritoriu, în momentul de față s-a schimbat guvernul, domnul prim-ministru Ponta să hotărască cu cine vrea să lucreze și cine să fie reprezentantul dânsului în teritoriu. Din numele vehiculate pe care le-am văzut și eu în presă, sunt persoane care fie au mai ocupat funcția de prefect, deci cunosc cu exactitate problemele de bază și care sunt aici în prefectură și cum trebuie să meargă lucrurile în prefectură, sau persoane care au o vastă experiență în administrația publică, și aici mă refer în prima categorie de fostul prefect, domnul Proca, și la cea de-a doua nominalizare am văzut că este domnul Cristi Soare, care este o bucurie pentru mine, pentru că am fost colegi 3 ani și, după cum știți, și dânsul vine tot din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și amândoi am făcut o echipă și am făcut performanță acolo la locul de muncă, dânsul fiind funcționar public de conducere în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă.